Salutare și bine v-am regăsit! În clipul de astăzi discutăm pe scurt despre două dintre cele mai rapide SSD-uri NVMe disponibile pentru sectorul consumer, Samsung 960 Pro și Samsung 960 Evo. Încă de la începuturile PC-urilor, capacitatea și mai ales viteza soluțiilor de stocare au pus probleme încă de la unitățile cu o capacitate de doar câțiva zeci de mega și o greutate de câteva tone, la harddiscurile pe IDE, SATA și apoi la SSD-uri, creșterea capacității și a vitezei soluțiilor de stocare făcându-se destul de greu și doar după lungi perioade de stagnare. De la inventarea SSD-urilor însă și mai ales de la apariția conectorului M.2 și apariția standardului NVMe, datorită eforturilor unor producători de memorii ca Samsung, unul dintre cei mai mari, dacă nu cel mai mare producător de memorii non-volatile destinate soluțiilor de stocare, avansurile în cadrul tehnologiei unităților de stocare prind un avânt din ce în ce mai rapid, ajungându-se în zilele noastre la viteze impresionante, suficiente pentru a nu mai provoca pauze involuntare în fluxul de lucru, în special stațiilor PC profesionale și poate doar peste câțiva ani PC-urilor sau laptopurilor normale pentru uz general. Două dintre cele mai rapide astfel de soluții de stocare ce promit în următorii ani să ne scape de spațiu rezervat în carcase pentru hard disk-uri sau chiar SSD-uri de 2,5 inch sunt Samsung 960 Pro și Samsung 960 Evo, disponibile într-un format foarte compact, asemănătoare cu dimensiunile unui stick de memorie RAM, ce se montează la fel ca acesta, chiar în sloturi prevăzute de pe acum pe aproape toate plăcile de bază curente. Ambele modele utilizează unul dintre cele mai noi controlere denumit Polaris, fără nicio legătură cu tehnologiile AMD, ce utilizează 5 nuclee cu două mai mult decât controlerul destinat anterior seriei de SSD-uri de vârf fabricate de Samsung. Evoluează în cazul lor și numărul de straturi a memoriei VNAND utilizate la 48 de la doar 32 la modele anterioare, însă cea mai mare diferență din punct de vedere al construcției între cele două modele este dată de tipul de memorie utilizată, Pro-ul utilizând memorie MLC sau Multilevel Cell, în timp ce Evo, ceva mai modest, utilizează memoria TLC sau Triple Level Cell. În testele noastre, diferitele tipuri de memorie utilizate înseamnă în practică viteze mai mari de scriere și citire pentru modelul 960 Pro, semnificativ mai scump și ceva mai scăzute, dar la fel de practice pentru Samsung 960 Evo, modelul cel mai accesibil din punct de vedere al prețului pentru cei ce au nevoie de o astfel de soluție de stocare. Cele două SSD-uri NVMe prezentate astăzi se află în vârful piramidei soluțiilor de stocare și, având în vedere că momentan avem de-a face cu o tehnologie proprietară, Samsung fabricând atât controllerul cât și celulele de memorie utilizate, cele două soluții de stocare se adresează pentru următoarea perioadă cel puțin, în special utilizatorilor profesioniști, însă asta nu ne împiedică să ne bucurăm ca și pasionați ai IT-ului, pentru că știm că în cele din urmă, odată cu trecerea timpului, chiar și cele mai noi și mai exclusiviste tehnologii ajung în câțiva ani la un nivel de preț decent și accesibil odată cu răspândirea procesului de fabricație. Pentru cei ce doresc să intre și mai în detaliu despre modalitatea de construcție, toate tehnologiile utilizate la construcția acestor două noi modele de SSD-uri de top și să urmărească și mai multe teste, îi invităm să urmărească linkul către articolul dedicat acestor SSD-uri pe site-ul prietenilor noștri de pe lab501.ro. Până când vom avea SSD-uri cu cifrele impresionante ale acestor două modele la dispoziție în sectorul consumer, invit pe cei interesați de achiziția unui astfel de dispozitiv să urmărească linkul către întreaga selecție de SSD-uri de pe magazinul nostru online evomag.ro, acolo unde veți găsi cu siguranță modele destinate oricărui buget și nevoi de viteză. Asta este tot pentru astăzi, numele meu este Marian și vă spun până data viitoare, ca de obicei, toate cele bune!